Băzu Cartacuzino, prințul, cum mi se spunea, a fost o figură cu totul excepțională a aviației românești. Performanțele sale, mai ales în anii 40, pe frontul de est, ca și apoi pe frontul de vest, au făcut senzație. De ce Băzu Cantacuzino nu a fost uitat? Încercăm în acest episod să aflăm. Poate pentru că era prinț, poate pentru că era un bărbat frumos cu nenumărate succese la femei. Poate că era un sportiv remarcabil, automobilist, hocheist, înotător. Poate toate astea la un loc. Băzu Cantacuzino. În noaptea de 21 spre 22 iunie 1941, România intră în război alături de Germania și Italia, de Ungaria, împotriva Uniunii Sovietice. Băzu Cantacuzino era șeful traficului companiei de zboruri civile Lares, care și avea sediul pe aeroportul Băneasa. Ca să spunem așa, avea o ocupație destul de confortabilă și departe de riscuri. Cu toate astea, el a cerut să plece pe front. A plecat voluntar, nu era obligat să plece. E blazonul marilor familii, așa au făcut și brâncovenii. Pe data de 5 iulie, el se găsește încadrat în escadrila 53 de vânătoare, cu sediul la Mamaia și participă la primele misiuni de luptă. În 10 iulie, 5 zile mai târziu, el doboară deja primul avion sovietic, un Iac. Când eram noi pe Marea de Azov, iarna lui 41-42, acei domni de la statul major îi tremeteau în recunoaștere. Avionul de recunoaștere e întotdeauna cel sacrificat. Primul care a trecut a fost Băzu Cantacuzino. Nu treceau 10 minute. Și îl vedeam pe Băzu, alergând cu nenorocita de mașinărie. După el, doi, trei, aveau niște ruși, un fel de avioane tip trabuc. Vreau să-l dobor. Și Băzu n-a fost dobărât. Era aproape miraculos cum Băzu Cantacuzino putea să se extragă din situațiile cele mai dificile, când nimeni nu-i mai dădea nicio șansă. Se întorcea la aerodrom zâmbitor, ca și cum nu ar fi făcut ceva deosebit, nu ar fi trecut printr-un pericol mortal. Avea un temperament într-adevăr nobilitar. Fără ifose, mergea la coadă la chiftele când se dădeau la popoțe. Avea demnitatea omului care era reprezentativ, da. A fost singurul pilot din aviația română care a făcut zboruri de noapte pe frontul de răsărit. În luna octombrie, compania Lares, unde el îndeplinea un rol foarte important și avea o lungă experiență, îl solicită să se întoarcă în viața civilă, ceea ce se și întâmplă în ciuda dorinței sale de a rămâne pe front. A fost prima participarea sa la război, dar nu și ultima. Constantin Cantacuzino s-a născut în noiembrie 1905, fiind fiul lui Mihai Cantacuzino, nepotul celebrului nabab, unul dintre cei mai bogați oameni ai României, și al Marucăi, născută Rosetti Tescanu, din marea nobilime moldavă. Prințul Cantacuzino avea un fel neostentativ de a se purta, era un om modest, în ciuda statutului privilegiat, știa să se comporte cu camarazii cu modestie, accepta să trăiască în aceleași condiții cu ei în timpul războiului, avea umor. Era un etalon al modernității din România, mare bobăr, ca și papană. Era foarte apropiat și te cucerea felul lui de sis, de a vorbi și de a apropia. Nu făcea diferența că erai un om simplu, întindea mâna. Mare motociclist. Toată groapa unde
Dinamo acum, cărămidărie, toată era a lui acolo, vorba aia, toate tinerile, fete mai nobile sau mai puțin nobile, se duceau să vadă cum aleargă. A fost un as atât în viața de pilot, pilot militar, cât și în viața amoroasă. Se pare că pentru cucoanele care le avea, avea o agendă alfabetică. Foarte bun jucător de tenis, dar mai bun a fost patinator și hocheist. A dus echipa națională a României de hockey la 3 campionate mondiale. Insist pentru treaba asta pentru că el plătea și echipamentul. În 1930, un mare instructor de zbor care s-a chemat Constantin Abeles, îi spune, cumva ai vrea să zbor, și în 2 săptămâni a fost brevetat. L-a invitat să facă acrobație și ușor, ușor a fost captivat de acest zbor acrobatic, devenind un mare maestru al zborului la joasă înălțime. Prima căsătorie a lui Bâzui are loc în anul 1928, în iarna anului 1928. El se căsătorește cu Georgeta Diamandi. Mariajul este unul foarte furtunos, certurile apar repede. Prima cerere de divorț este înaintată de Georgeta un an mai târziu, în 1929. După câteva săptămâni această cerere este retrasă, cei doi se împacă și continuă să trăiască împreună. Problemele aveau să reapară din nou în anul 1931. Georgeta din nou cere să divorțeze de Bâzu Cantacuzino. Urmează o serie de tratative, iar până la urmă, în iarna anului 1931, cei doi sunt divorțați. După divorțul de Georgeta, surpriză, Bâzu se căsătorește cu sora mai mică acesteia, Anca Diamandi, pe care o cunoștea de când o cunoscuse și pe prima soție. De când data idila dintre ei nu se știe exact, în vreme circula zvonul că ar fi fost chiar simultană cu mariajul cu prima nevastă. Cert este că această a doua căsătorie nu a fost nici lipsită de obstacole, pentru că, potrivit legii, cei doi miri erau deja rude de gradul 2. Bâzu Cantacuzino cere o dispensă regală ca să căsătorească surpriză cu sora Georgetei Diamandi, și anume domnișoara Anca Diamandi. Această dispensie era adresată regelui ca să permită bisericii să efectueze căsătoria. Biserica a spus că nu recomandă o asemenea căsătorie, dar că lasă la latitudinea autorităților laice să decidă dacă ea este posibilă sau nu. Dispensa este acceptată. Până la urmă, Bâzu acordă o dotă de 1.000.000 de lei a domnișoarei Anca Diamandi și nunta are loc în anul 1934. Din căsătoria lor, rezultând 2 ani mai târziu, o fetiță, Maria Ioana, care avea să devină peste ani scriitoarea Oana Orlea. În 1934 are loc primul concurs național de acrobație. Era primul, până atunci noi nu făcusem așa ceva. Dar Bâzu s-a clasat al doilea după un alt mare maestru care s-a chemat Pupi Popescu. El a participat tot timpul la meeting-uri. Tot timpul, era plăcerea lui. Dar, între timp, și-a anunțat dorința de a face ocolul pământului. A face ocolul pământului înseamnă o serie întreagă de pregătiri. Bani, benzină, stații, și-a comandat un avion la care publicul a contribuit. Nu putea să cumpere singur un avion de talie. Totuși l-au cumpărat cu ajutorul statului. Secretarul stat al aerului i-a dat 15% și s-a făcut colectă și au fost bani. Dar avionul nu a corespuns. A fost neșansa vieții lui. N-a putut, s-a dus în Africa. Nu l-a ajutat avionul. Până la urmă și-a văzut de cariera lui pilot de transport public, care a făcut-o până în momentul în care a venit război. În 1943, după ce Bâzu Cantacuzino a făcut repetate cereri de a se întoarce pe front în aviația de vânătoare, în sfârșit îi se aprobă. Nu, Bâzu s-a zbătut pe la toate ușile. Ce exemplu mai puternic de patriotism putem găsi? Când avea de toate și dorește să se ducă pe front. Și de dragul și al Messerschmitt-ului, bineînțeles, de dragul avionului și al colegilor cu care el zburase. Bâzu Cantacuzino face parte din grupul 7 vânătoare și conduce escadrila 58. L-am cunoscut în primăvara lui 43. Avea mare experiență pentru că era pilot șef la Ares pe timpul ăla, la transporturile civile. Făcuse multe raiduri Paris-București și o experiență deosebită în zborul de noapte. Avea și unul o instrucție foarte bună de pilot de acrobație, ceea ce îi venea acum ca o mănușe în misiunile de luptă pe care trebuia să le îndeplinească. Figurile pe care le făcea în aer cu avioanele pe care le pilota, curajul său și determinarea. Bâzu Cantacuzino nu părea să aibă frică. Era tot timpul relaxat, făcea glume și în timpul ăsta mai dobora câte un avion sovietic. Era într-adevăr un pilot
de excepție. Zbura ca un fluture. Un zbor foarte obositor, cu viraje multe, cu variații mari în înălțime, încât pilotul care era coechipierul lui era obligat să facă exact acele manevre și era, într-adevăr, foarte obositor. După o oră și ceva de zbor, erai stors, așa ca pilot. Buzu Cantacuzino și-a făcut repede un nume pe front prin curajul său, fără comparație. A luat comanda escadrilii 58 vânătoare, la care am fost și eu repartizat, la Kramatorskaya. Pe fuzelajul avionului lui aici aveam trecute 22 de bentițe albe care marcau victoriile pe care le făcuse. Buzu Cantacuzino a repurtat cele mai multe victorii militare în duelurile aeriene purtate pe frontul de est. La 23 august 1944, regele Mihai I îl arestează pe Mihai Antonescu și câțiva membri ai guvernului său, apoi părăsește București în direcția Tismana. La ora 10, Radio București transmite comunicatul către țară, comunicat în care regele Mihai anunța întoarcerea armelor. România părăsise alianța cu Germania, cu puterile Axei, pentru a se alătura puterilor aliate, Statele Unite și Anglia, Franța și Uniunea Sovietică. Între timp, dăm drumul la prizonierii americani. Prizonierii americani au fost destui la noi, peste 1000 și ceva. Unii la Valea Prahovei, la Timiș și alții în București, la niște școli. Odată produsă această răsturnare, câteva lucruri erau urgente. Așa încât Buzu Cantacuzino, aflat pe aeroportul Popeșle-Ordeni și cu reputația lui de a fi cel mai bun pilot român la acea dată, îndeplinește o misiune urgentă la Bari, unde trebuie să ajungă pentru a comunica răsturnarea de la București. Unul dintre comandanți căzut cu vreo 2-3 săptămâni înainte, e vorba de colonelul Gân, s-a dus și l-au luat să confirme că România a întors armele împotriva Germaniei. Pentru asta s-a căutat un avion care să aibă această posibilitate să ajungă din România până în Italia, la Foggia. Atunci s-a recurs la Bâzu, în mod expres, să caute un avion potrivit și au găsit un avion, așa cum s-a dorit, s-a adăugat un rezervor suplimentar și s-a scos stația de radio din fuselaj ca să poată băga pe acest colonel american. This fifth and final film has to be dedicated to two of the bravest men we will ever know to grace this planet. Colonel James Gunn of San Antonio, Texas is on the left. And on the right is Captain Constantine Cantacuzino, a squadron commander in the Romanian Air Force. S-a scos și armamentul. Vă dați seama ce poziție grea era Buzu, răspunzând și de cel din spate și neavând armament. Traversa Iugoslavia, în care se găseau încă nemții. Ba mai mult, era problemă de navigație. Trebuia să se ducă exact acolo unde exista această bază. Pentru aia noi luasem niște măsuri. Am desenat steagul american pe fuselaj, am făcut și stelele americane doar să nu tragă în ei. Dar totul a fost bine, Buzu s-a priceput și au ajuns și au aterizat la Foggia. On August 27, 1944, a German Messerschmitt was allowed to land on the American-held airfield at Bari in Italy. The plane had been piloted from Bucharest by a Captain Cantacuzino, Romanian ace. Flying in with him, wedged inside the fuselage because that was the only space available, was a Lieutenant Colonel Gunn, Army Air Forces, up to then listed as a prisoner of war. The two flyers, one Romanian and the other American, brought important news. A fost probabil zborul vieții lui, pentru că îl regăsim în foarte multe istorii și ale aviației românești și ale celui de-al doilea război mondial și trebuie să ne gândim la stupefacția avută de englezi și de americani pe aeroportul italian când acest Messerschmitt, care fusese vopsit în culorile aliaților, a aterizat acolo. Să spunem că șansa lui a fost că avea un ofițer superior lângă el care a confirmat toate cele spuse. Asta nu înseamnă că surpriza a fost mai mică. Peste o zi sau două a trebuit să se întoarcă. Americanii curioși, având Messerschmitt, acest faimos Messerschmitt în curtea lor, bineînțeles, s-au urcat să-l piloteze. Primul a rupt. După 23 august 1944,
văzut Cantacuzino, nu era deloc privit cu simpatie, ba, el se aștepta să fie arestat în orice clipă. Rușii nu iertau personaje ca el, mai ales atât de performant pe frontul de est. Îl măcinase gândul încă de la București să plece să lupte în armata americană. De ce? Rușii s-au purtat foarte urât. Bățu Cantacuzino împărtășește soarta clasei sale. Să nu uităm că este un prinț, aparține familiei Cantacuzino. Nici căsătoria cu Anca Diamandin nu era făcută să reziste. Cei doi au divorțat, Bâzu s-a recăsătorit. Numai odată, deși în mentalul colectiv, imaginea lui de cuceritor a lăsat să se creeze impresia că ar fi avut cel puțin 4 sau 5 neveste. Cu act a avut numai 3. A treia a fost Nadia Cușnir Herescu, considerată una dintre cele mai frumoase femei ale Bucureștiului, poate chiar cea mai frumoasă. Știm că ea se trăgea dintr-o familie de basarabeni, absolvise cursurile la Paris, făcuse școala elementară la Paris, făcuse cursuri de actorie și jucase în diverse piese pe podurile teatrelor bucureștene. I-am propus eu să mă cunune și am acceptat cu bucurie. Și asta s-a întâmplat la 6 decembrie 46, când aici, în casa asta, s-a adunat floarea aviației române. S-a umpluse casa de eroi, practic. A fost ultimul moment în care s-au adunat eroi, pentru că de aici au început martirii. Sovieticii doreau să ocupe nu numai țara, să ocupe și spațiul. Și atunci au desființat, cu ajutorul guvernului, mă rog, pro-comunist de atunci, au desființat această societate de transport public Lares și au înființat o societate de transport sovieto-română care s-a chemat TARS, Transport Aeronautic Român-Sovietic. Ei păstrându-și, cum a fost Bâzu, Max Manolescu, păstrându-și funcțiile de piloți șefi. Bâzu Cantacuzino este folosit sporadic de cursele aeriene române. El duce, de pildă, în decembrie 1946 delegația românească la conferința de pace de la Paris, condusă de Gheorghe Tătărescu, dar în care se mai găseau Lucrețiu Pătrășcanu, Ion Gheorghe Maură, Gheorghe Gheorghiu Dej. Este primul care duce pe Ana Paucăr la un congres al femeilor la Paris. Deci să conta în continuare pe el, dar culmea, să conta, dar imediat îi ridică pașaportul. De ce? Nu mai prezenta garanție politică. Ce apropiere între comunista internaționalistă, cominternistă, agent sovietic Ana Paucăr și Bâzu Cantacuzino, cu extracția lui aristocratică, un prinț. Acestea sunt ironiile istoriei. Probabil că farmecul personal al prințului și-a spus cuvântul și asupra Anei Paucăr. Anul 1947 a fost un an dificil pentru Bâzu Cantacuzino, pentru că foarte mulți dintre colegii lui au preferat la bordul avionului companiei TARS să fugă din România. Acest tip de incidente s-au petrecut aproape lunar, în ciuda măsurilor din ce în ce mai drastice luate de serviciile de spionaj sovietic, dar și de forțele de ordine românești. Soții Cantacuzino au decis să părăsească România. Bâzu o trimite întâi în străinătate pe soția lui, care pleacă sub pretextul unui contract pentru a lucra în cinematografie. A început să marea majoritate a aviatorilor de transport să părăsească țara. Cum o părăseau? Cu avionul. La 30 decembrie 1947, așa cum știm, regele Mihai I, silit de comuniști, a abdicat. A fost probabil picătura care l-a decis că trebuie să facă ceva. Și ocazia s-a evit destul de repede. În 1948, februarie, îi se dă o cursă de Milano. Avionul cu pasageri de Milano aterizează la Arad și se făcea controlul vamal. Și se găsește sub scaunul pilotului o pungă cu cocoșei, cu aur, ce știu eu ce, fapt pentru care cei doi piloți, pilotul și copilotul, sunt arestați. Trebuia cineva să meargă să ducă avionul la Milano, unde avea cursa. Cel desemnat să facă acest lucru este Bâzu Cantacuzino. Nemai având alți piloți, că toți ori fugiți, ori arestați. Aceasta a fost situația. A zis, domnule, hai să-i dăm pașaportul lui Bâzu. Ajuns la Arad, într-adevăr, Bâzu Cantacuzino preia avionul, duce cursa la capăt la Milano. În momentul în care a aterizat, s-a dus la telefon, a chemat, bineînțeles, pe colonelul Korotkov, directorul TARS-ului, la care a spus, dați-mi danie.
Băzu Cantacuzino nu s-a mai întors în țară. De aici cariera lui este foarte greu de reconstituit, pentru că el nu a lăsat prea multe urme. A dus existența unui personaj singuratic care nu-și mai găsește rostul. De la Milano pleacă în Franța, unde se stabilise deja mama sa, Maruca, împreună cu George Enescu, cel de-al doilea soț al său. Deci familia se reunește. Nadia își ia pseudonimul Grey și începe să obțină roluri importante în filme, însă între cei doi soți intervine ruptura. Băzu Cantacuzino nu își găsește de lucru în Franța postbelică și decide să-și încerce norocul în Spania, unde se bucură de protecția regimului Franco și continuă să facă ceea ce știe mai bine, acrobația aeriene. Știind că în Spania există o comunitate mare de români, s-a dus în Spania. Aceștia, într-adevăr, l-au îmbrățișat și l-au primit așa cum se cuvine, oferindu-i și o parte din banii cu care să-și cumpere un avion tot de acrobație, cu care să facă diverse demonstrații la public. Băzu Cantacuzino însă nu reușește să se refacă, în ciuda unui început de prestigiu ca mare pilot de acrobație aeriană, și asta pentru că nu cred că era fericit să simțea străin departe de țara lui. A fost angajat la o societate americană de prăfuit, de pudrat, zic ei, agricultura. Ori el de pe front, din 1943, avea probleme cu stomacul, ulcer și așa mai departe. Lucrând cu chimicale, boala s-a agravat și frumoasa de operație a murit. A fost înmormântat în cimitirul altor religii din Madrid. La mormântarea lui Băzu Cantacuzino au luat parte în jur de 1000 de persoane. Multe oficialități, pentru că era o persoană oarecum cunoscută. Au fost chiar oficialității spaniole, prieteni și mulți din cei care l-au cunoscut în exilul său în Spania. Tot ceea ce a făcut omul ăsta a făcut la vârf. De-aia a spus că a traversat meteoric viața. Avea numai 53 de ani, era născut, să ne amintim, în 1905 la București. A fost o viață care s-a consumat în plină aventură, a ars intens ca o flacără și care s-a stins atât de repede.